stinga, în FIFA. Ma romani. Ma romani. Hai. You find a way to let me down slowly. Da, da, am pus și la cameră și la... Da, asta de interes.
am un gând, am venit tu. Așa cum ați văzut, am depus listele de candidați pentru alegerile din 6 decembrie. Filiala Partidului Național Liberal are liste complete și pentru Camera Deputaților și pentru Senat. Este un moment important pentru noi, având în vedere că intrăm în această bătălie electorală pentru a gestiona, a administra tot ceea ce ține de următorii 4 ani în Caraș-Severin, în Banatul de Munte și în România. Sunt convins că împreună cu colegii care vor accede în Senat și în Camera Deputaților, vom face lucruri bune pentru România și pentru Caraș-Severin. Cu atât mai mult, cu cât aici, în Banatul de Munte, de săptămâna viitoare vom avea în mod oficial și președinte al Consiliului Județean, membru al Partidului Național Liberal. Împreună cu Guvernul României vom face toate eforturile parlamentare, fie că suntem în Senat sau în Camera Deputaților, alături de aleșii județeni și locali, ca următorii 4 ani să fie un nou început pentru Caraș-Severin, așa cum am spus și o spunem, vom dezvolta Caraș-Severinul, vom dezvolta România, pentru că este un moment important în care avem această șansă de a face o lume mai bună. Pe câte mandate mizați? Mandate întregi vor fi 1 de Senat și 2 de deputați și pe redistribuire, în funcție de rezultatele din celelalte județe, știți că este o formulă, nu este exclus să luăm și al treilea deputat sau chiar al doilea senator. Surprinzătoare revenirea lui Ionu Ciolcă în PSD? De obicei nu discut despre măsurile organizatorice, deciziile interne ale altor partide. Începe o campanie electorală în care doresc să facem dezbatere pe idei, pe proiecte, pe programe, pe tot ceea ce înseamnă politică de dezvoltare. Legat de activitatea de la București, ce ne puteți spune despre cazul Micula? Sunt subiecte pe care o să le facem publice la momentul potrivit prin purtătorul de cuvânt după ce se fac analizele de rigoare. În legătură cu Centrul Vechi, am înțeles că a pornit o anchetă acolo. Da, la Centrul Vechi s-a intervenit destul de târziu. Este o anchetă în derulare și la finalul acestei analize vom aduce la cunoștință opinie publice concluzie. Și legat de prefectul Capitalei, girați pe domnul Berbeceanu? Evident că da. Domnul Berbeceanu este colegul meu în minister, este directorul de cabinet al Ministrului Afacerilor Interne. Este un om deosebit și sunt convins că va face față cu brio tuturor provocărilor de la Prefectura Municipiului București. Vă mulțumesc!